Colburnul, Helgason, scrie femeia la o mie de grade Celsius. O carte care m-a atras prin titlu, îi aflam semnificația de la început. Este inspirată din viața nepoatei primului președinte al Islandei și, cum spuneam, începutul ne prezintă această femeie la 80 de ani într-un garaj foarte bolnavă, dormind cu o grenadă în pat, aflăm povestea anterior, și care își face programare la crematoriu, asigurându-se că va arde repede la 1000 de grade Celsius. O viață tumultuoasă, trece prin al doilea război mondial, trece prin unele de situații, de relații și ajunge la concluzia că în viața inteligența nu e neapărat însoțită și de noroc. Mai degrabă cei cu o inteligență medie au noroc, spune povestitoarea, care este și protagonista. În filmul El, un film francez, ea este o femeie puternică, dar este atacată în propria ei casă.